fetelor această putere personală înapoi, dacă se poate. Doamne ajută! Această stare de care tu povestești acum, pe care toate femeile o merită, ea poate să fie trăită în fiecare zi. Exact. În momentul în care femeia, fata, adolescenta, intră în contact cu ghidul care îl avem cu toate în interiorul nostru. Acea voce interioară de care nu prea Intuiția nu? noastră feminină. Exact. Noi avem și, și bărbații au această intuiție și, și ei au această capacitate. Da, dar să, ei o să, îndrumă mult pe mult ca pe, muncă, pe uh, uh, este ei pe vânători. Menirea ei, lor da. este alta. Nu-i așa? Dar da. Ei da. sunt pentru noi. Exemplul acțiunii, acțiunii și echilibrului între muncă și, uh, și muncă și relaxare. Da. Pentru că bărbații reușesc foarte ușor să se rupă de muncă și să intre în, în zona lor de relaxare, în care ei, ei chiar, chiar scriu în carte, a fi pe primul loc în viața ta exact la început. Spun această carte este pentru femei pentru că bărbații deja au în creierul lor emoțional acest program care este implementat de Dumnezeu, ei sunt pe primul loc în viața lor de la naștere, bărbații. Ce frumos! Într-adevăr, nu, nu foarte bine punctat. Da, așa asta este. este realitatea. Ei sunt, așa sunt și crescuți. Uh, nu, dar așa, că sunt ei, ei, sunt... așa sunt ei create. da Și genetic, dar și, genetic, și societatea le spune același lucru, ceea ce asta îi ajută. E, în schimb, femeile nu primesc această încurajare de la naștere, da. Da, și voi aveți valoare exact așa cum sunteți voi. Nu aveți nevoie să faceți vreo schimbare în exteriorul vostru ca să fiți acceptate. Și vorbesc foarte mult în această carte a treia: Curajul de a mă iubi înseamnă, de fapt, curajul de a mă accepta pe mine exact așa cum sunt. Da. Cu valorile mele, cu principiile mele, cu nevoile mele cu aceste asumări ale mele care fiecare femeie sunt convinsă atunci când se conectează cu acest ghid interior, le simte, n-are cum, altfel n-ar supraviețui. Da, le simte, dar uneori da. le reprimă. Cele mai multe femei le reprimă. Le reprimă. Da.